Bună ziua, domnul Viorel Cataramă, prin vicepreședintele Partidului Național Liberal de la sectorul 2, este invitatul interviurilor PS News de astăzi. Bună ziua și bine ați venit în studioul nostru. Bună ziua și la mulți ani! Suntem la începutul unui nou an, care sper eu să fie cu mult mai bun față de cei anteriori. Dumneavoastră, ce așteptări aveți de la acest an? Nu cred că poate să fie un an mai bun. Nu există nicio premiză. Situația economică, pentru că totul pleacă de la economic, nu este grozavă. Asistăm la o guvernare antinațională de descurajare și de distrugere pe cât posibil a sectorului privat, de descurajarea exporturilor și de încurajarea importurilor, o politică de creștere a aparatului bugetar și de discriminare gravă între acest sector și sectorul privat. Asistăm chiar la începutul acestui an la presiuni făcute asupra băncii naționale, metode socialiste, comuniste de conducere centralizată a economiei și evident că 2018 sub aceste premize nu poate să fie un an al dezvoltării economice. Concret, ce țintă v-ați stabilit să atingeți în acest an în calitate de reprezentant al Partidului Național Liberal? Pe toți membrii partidului lucrează și pun în aplicare moțiunea, programul votate la Congresul din vara anului trecut. Noi credem că ar fi bine și sperăm, în folosul României, să putem avea alegeri anticipate și să putem schimba, în mod democratic, guvernarea socialistă PSD-ALDE. Asta cred că are nevoie România în acest moment. Asta ar fi bine, asta ne dorim. Rămâne de văzut dacă premisele vor permite acest lucru. Din câte am observat eu până acum, sectorul 2 este una dintre zonele bucureștene cel mai puțin conflictuale, să spun așa, între PNL și PSD. Un exemplu în acest sens fiind chiar buna colaborare dintre viceprimarul liberal, domnul Dan Cristian Popescu, și primarul PSD-ist Mihai Mungur Toader. Care este secretul acestei coabitări, să spun așa? Trebuie să facem o distinție clară între adversari ideologici și inamici publici, ca să mă exprim plastic. Noi suntem reprezentanții unei ideologii de dreapta, unei ideologii liberale. Cei din PSD sunt socialiști. Asta nu înseamnă că în guvernările locale nu pot exista proiecte comune. Până la urmă, noi suntem adversari ideologici, dar nu suntem dușmani personali ca să ne dușmănim pe orice facem și pe orice spunem. Până la urmă, în consiliile locale se pot lua decizii chiar în unanimitate în folosul comunității. Pentru că la nivel local contează și ideologia, dar nu contează numai ideologia așa cum contează în Parlament. La nivel local sunt probleme ale comunităților locale și ele trebuie rezolvate, evident, printr-o colaborare. Nu trebuie neapărat să fim într-o stare conflictuală atâta timp cât nu sunt motive. Cum arată relația dintre PNL și USR în sectorul 2, cu precădere în Consiliul Local? Ce perspective există pentru 2018? Doamnă, structura Consiliului Local nu se va schimba. Structura Consiliului Local se schimbă la alegeri. Sigur că pot interveni unul, două accidente, dar în esență structura Consiliului rămâne. USR-ul, din păcate, la nivel național, sau dacă vreți din fericire, luați-o cum vreți, a intrat sub pragul electoral. Deci perspectiva acestui partid de a rămâne pe scena politică este destul de limitată. De fapt,
se prefigurează o situație ca la DD Dan Diaconescu sau la Alianța pentru România, partide care la un moment dat au reușit să obțină un scor bun și în alegerile locale și în alegerile generale, dar care n-au avut consistență pe termen mediu, ca Care să nu mai credeți că vorbesc de este lung. cauza acestui, s-a ajuns în acest punct? Plecarea lui Nicu Șordan ar Nu, putea una din fi. cauze o reprezintă Partidul Național Liberal, pentru că ei au crescut pre greșelile făcute de Partidul Național Liberal. În momentul în care partidul nostru și-a unit toate forțele, a făcut un congres, a votat o moțiune, a ales o conducere și un program foarte clar, s-a dovedit că singura forță capabilă de opoziție în România este Partidul Național Liberal. Astfel încât atât Partidul Mișcarea Populară, cât și Uniunea Salvați România au intrat sub pragul electoral datorită consolidării partidului nostru pe scena politică. Deci suntem principalii vinovați, între ghilimele, nu e singura cauză, dar e principala cauză, întărirea Partidului Național Liberal pe scena publică din România. La nivel național, cum vi se pare opoziția făcută de Partidul Național Liberal în anul 2017 și ce așteptări aveți pentru anul 2018? Doamnă, în acest moment, singurul partid care face o opoziție, dacă vreți, corectă, în conformitate cu legile nescrise ale politicii și cu legile din România, este partidul nostru. Uniunea Salvați România face mai mult circ decât opoziție. Partidul Mișcarea Populară aproape nu mai există și a preluat un mesaj antijustiție, poate mai dur decât al socialiștilor PSD ALDE, singurul partid echilibrat care vine cu argumente și care are și structura și forța necesară să facă opoziție este Partidul Național Liberal. Prin urmare, dacă și toți cei care doresc o opoziție la socialiști, trebuie să sprijine sub o formă sau alta partidul nostru. A discuta despre crearea unor alte partide sau despre crearea unei coaliții este evident nu în folosul României, ci în favoarea unor persoane sau grupuri de persoane și acest lucru nu este interesant pentru noi. Concret, cum are de gând să facă opoziție Partidul Național Liberal anul acesta? Păi, opoziția se face în Parlament, se face în, dacă vreți, chiar la nivel teritorial, atunci când e nevoie și când se iau decizii care au substrat ideologic. Opoziția se face în conformitate cu legile scrise și nescrise din România. Moțiuni de cenzură, moțiuni simple, sesizări ale Curții Constituționale, sesizări ale altor instituții importante ale statului, venirea cu soluții alternative. Partidul Național Liberal pregătește în perspectiva viitoarelor alegeri un program alternativ de guvernare. Soluții la probleme. În momentul când critici o soluție sau o decizie a socialiștilor, vii și spui cum ar trebui să fie făcut, ce ar trebui să fie pus în loc. Deci asta este opoziția pe care o face partidul nostru. Nu va face circ, evident, nu va face nici teatru, nici comedie, va face o opoziție serioasă, în așa fel încât creșterea de care a beneficiat în acest an să continue și în așa fel încât la începutul anului 2019, când începe ciclul de alegeri, să ne apropiem de 40%. În calitate de om de afaceri, cum priviți modificările la codul fiscal intrate în vigoare chiar de la 1 ianuarie 2018? Unele modificări le salut. Să începem cu o parte, să spunem, bună, reducerea cotei de la 16 la 10% este o măsură care trebuie salutată, care trebuie promovată. Sigur că este o măsură singulară în oceanul, dacă vreți, sau în marea de nenorociri care s-au abătut, de la splitul TVA până la soluționarea problemei contribuțiilor. Dar vreau să spun un singur lucru. Splitul TVA este o chestiune care nu aduce mai mulți bani la buget.
aduce mai mulți bani în buzunarul băncilor, pentru că în loc să faci o plată, faci două plăți. Plătești de două ori comisioane bancare. Bugetul nu câștigă tot atât. Pentru că, până la urmă, cei care nu au bani să plătească, nu vor plăti nici dacă au penalități mai mari, nici dacă au amenzi mai mari, că dacă nu ai, nu ai și cu asta gata. Trecerea contribuțiilor dintr-o parte în alta. Nici asta nu e o mare problemă. Românii o să vadă că, deși salariul minim a crescut la 1900, ei iau tot atâția bani, plus minus câțiva lei. Deci, sunt unele măsuri care nu au efecte spectaculoase nici la nivelul încasărilor la bugetul statului și nici la creșterea nivelului salariilor. Dar ele sunt făcute întrucât societatea românească nu mai poate să lupte pe atâtea planuri. Legile justiției au acaparat întreaga energie a societății civile, a societății românești, astfel încât eu cred că, până la urmă, socialiștii fac un joc, dacă vreți, dublu. Pe de-o parte, tot aduc în discuție aceste legi ale justiției, ba le promovează, ba le retrag, ba le schimbă, ba le amendează, în așa fel încât societatea rămâne permanent trează, în stare de protest și de apărare a justiției, iar toate celelalte lucruri trec. Sunt lucruri bune care trec, sunt lucruri nu atât de bune care trec. Cred totuși, ca om de afaceri, că s-a discutat prea mult pe efectele negative ale acestor măsuri. Nu sunt măsuri atât de grave care să lovească în economie. Nu cresc, nici nu scad salariile în mod spectaculos. Depinde de înțelegerile și de negocierile cu sindicatele la fiecare agent economic, la fiecare societate comercială. Nu cresc încasările la bugetul statului. Până la urmă, sunt niște chestiuni care nu lovesc mediul de afaceri pe cât lovește politica antinațională de descurajare a sectorului privat. Și vreau să vă spun care este principala problema noastră. De ce toți indicatorii spun că avem o creștere economică, dar creșterea nivelului de trai nu se vede? Românul nu simte în buzunar Trebuie aceste să lucruri. înțelegem un singur lucru. În momentul în care au început să crească salariile, ele au crescut, ca să mă exprim plastic, din pix. A considerat cineva, domne, că trebuie să crească salariile în România. Ca și cum până acum, toți cei care au guvernat România n-au vrut să crească salariile. Și deodată a venit o forță politică socialistă care a descoperit peste noapte izvorul bunăstării și a crescut salariile. Care a fost consecința creșterii salariilor? Pentru că ele, salariul minim a crescut în cascadă în ultimii ani, ajungând la începutul anului trecut să fie de nesuportat în anumite ramuri. Aceste creșteri de salariale au atras după sine creșteri de materii prime, de materiale, de energie. Adică tot ce s-a produs în România a început să coste mai scump. Adică să fim la nivelul anului 2017, undeva la 15-20% au crescut costurile. Deci cei care produc în România, fie că sunt în domeniul industriei, fie că sunt în domeniul agriculturii, fie că prestează servicii, domeniul hotelier, au început să aibă costuri mai mari cu 10, 15, 20%. Primii care au fost afectați au fost exportatorii. De ce? Pentru că toate s-au scumpit în România, cu excepția cursului de schimb, care a rămas aproape stabil. Este un fenomen paranormal, pentru că el a fost ținut artificial la presiunea exercitată de socialiști asupra Băncii Naționale. Ultimul exemplu îl avem chiar acum, la începutul acestui an, al premierului Tudose, care din nou critică Banca Națională pentru ce? Critică pentru ce se întâmplă în piață ca urmare a măsurilor nechibzuite, greșite, luate de socialiști, de ei, începând cu începutul anului 2017. Pentru că au devenit mult mai rentabile importurile. Noi nu mai găsim nici roșii produse în România, nici cartofi produși în România, pentru că e mai ieftin să cumpărăm din străinătate. De ce? Cu cât cumpăram acum un an, cumpărăm și acum, numai că în România cumpărăm cu 15-20% mai scump. Și atunci, dacă nu lași cursul liber, evident că blochezi
exporturile, blochezi sectorul privat și crești cât mai mult sectorul bugetar public, dar până la urmă ați văzut crapă. Unde crapă? De ce a crescut roborul? Pentru că nu mai sunt lei. De ce nu mai sunt lei? Printre altele, pentru că toată lumea vrea să schimbe, să cumpere valută ieftin și să facă importuri. Deci mergem într-o cascadă în care cei care fac importuri sunt avantajați, cei care produc în România și fac exporturi sunt decimați. Asta este politica antinațională care a generat lipsă de lei, creșterea roborului, creșterea importurilor, deficitul balanței comerciale, grav și din ce în ce mai grav. Astea nu le pot ascunde socialiștii, oricât s-ar rățoi la Banca Națională, oricât ar schimba conducerea Băncii Naționale, așa cum a făcut cu conducerea ASF-ului, lucrurile astea sunt normale într-o economie de piață. Nu poți să-ți blochezi toată producția și tot exportul și să te dezvolți numai pe bază de consum din import. Că nu funcționează, că n-au de unde să aibă bani. De ce au dispărut lei? Pentru că statul se împrumută în disperare ca să susțină lipsa de fonduri pe care nu o are ca urmare a unei activități economice sustenabile. Am fost un pic mai lung în expozeu ca să înțelegeți că nicăieri în lume nu poți să vii cu decizii administrative de creștere a salariilor atâta timp cât suportul economic nu suportă. Creșterea salariilor se face prin negocierea dintre patronate și sindicate în fiecare loc de muncă, în funcție de condițiile concrete. Noi nu suntem producători și exportatori de înaltă tehnologie. Din păcate, exporturile noastre se bazează pe mâna de muncă relativ ieftină. Nu putem schimba asta peste noapte. Chiar dacă am dori să avem 5.000 de euro salariu minim în România, lucrurile astea se fac în timp și cu cât vom lua decizii administrative din pix, fără nicio susținere economică, undeva va crăpa. Că se vor prăbuși exporturile, că se va prăbuși cursul, că se vor prăbuși indicatorii macroeconomici. Ceva se prăbușește, nu poate să țină totul, n-a putut să țină nici comuniștii, nici Ceaușescu, nici Iliescu, nici nimeni. Pentru că piața liberă are alte mecanisme și alte principii după care funcționează. Amintați adineauri și de legile justiției. Am văzut avertismente din partea partenerilor europeni. Cum priviți dumneavoastră aceste avertismente venite din spațiul european? Deci, cred că trebuie ținut cont de aceste avertismente. Cred că trebuie ținut cont înainte de toate de părerea populației din România. Până la părerea celor din străinătate, trebuie să constatăm că acum un an erau 500.000 de oameni în Piața Victoriei, 500.000 de oameni din București, în condițiile în care la alegerile locale au fost în total numai 300 și ceva de mii de bucureșteni la vot. Deci cred că cei care guvernează România trebuie să țină cont în primul și în primul rând de părerea cetățenilor României, care și-au exprimat-o foarte clar. Sigur că această părere a cetățenilor României, a unei mari părți din cetățenii României, este susținută și de străinătate. Prin urmare, cred că legile justiției trebuie făcute după o matură chibzuință și după o discuție îndeosebi în Parlament, dar ținând cont de părerile tuturor celor implicați în acest fenomen. Nu cred că vom putea să impunem, așa cum am impus alte măsuri în România, și niște legi ale justiției și modificarea codurilor fără niciun fel de consecință. De unde credeți că vine această încăpățânare, să spun așa, din partea social-democraților pe Eu v-am aceste spus, legi? eu cred că e un fel de joc. Adică, ba dau o ordonanță de urgență după care o retrag, ba fac discuții în Parlament după care nu mai se concretizează, ba se concretizează și se retrag. Adică, tot timpul societatea este vigilentă și reacționează sau acționează la aceste tendințe
Și nu mai are timp să reacționeze la alte nenorociri, cum ar fi prăbușirea sectorului privat, prăbușirea exporturilor, o discriminare mare între salariile sectorului public și sectorului privat. Practic, nu mai poate reacționa nici la starea deplorabilă a spitalelor, a învățământului, a nimic din ceea ce administrează statul, pentru că toate energiile sunt canalizate. Și până la urmă, socialiștii probabil că mă vor mai renunța odată și încă o dată și încă o dată, dar vor trece și vor face alte nenorociri la care societatea nu va mai putea să reacționeze. Pentru că sunteți unul dintre liderii liberali bucureșteni, ce părere aveți despre activitatea primarului Gabriela Firea în cele 18 luni de mandat edilitar? Aici lucrurile sunt clare. A venit pe un vot popular, urmează o linie populistă. Partidul Național Liberal a criticat mai ales organizația de București, fiecare măsură pe care a considerat-o neconformă cu interesele bucureștenilor. Personal, cred că se face o mare risipă din banii publici pe lucruri care nu sunt necesare pentru bucureșteni, iar lucrurile cu adevărat importante sunt lăsate să treneze, cum mă refer la infrastructură, în tot ce înseamnă infrastructura. Va trebui să ducem o luptă puternică, să venim cu soluții alternative și să convingem bucureștenii în 2019 să voteze primar general al capitalei pe un reprezentant sau pe reprezentantul Partidului Național Liberal. Așa cum e tradiția în București. Tot legat de Gabriela Firea, ce impresie v-a lăsat intenția primarului de a modifica, am văzut, activitatea de taximetrie din București? Mai nou am văzut că vrea interzicerea aplicațiilor în favoarea dispecerателor. Domnule, cred că este o mare greșeală. Piața trebuie lăsată să funcționeze. Cu cât vor fi mai multe societăți care prestează servicii, cu atât calitatea va crește și prețul va scădea. Cu cât vrei să dai monopol cuiva, cu atât calitatea serviciilor scade și prețul crește. Prin urmare, e o greșeală să interzici activități care generează venituri la bugetul local sau bugetul central. Este o mare greșeală. Dacă face acest lucru, va demonstra în continuare dorința socialiștilor, pentru că și ea este o socialistă, dorința socialiștilor de a decima pe cât posibil sectorul privat și de a crește pe cât posibil sectorul public. Domnule Cataramă, eu vă mulțumesc pentru prezența în studioul nostru și vă mai așteptăm ori de câte ori mai avem subiecte de dezbătut pe la noi. Mare drag, la revedere! Mulțumim!